aveți ordinea de zi. O să dau citire totuși ordine de zi. Sunt două proiecte pe ordinea de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre prin care se ia de inceptarea mandatului de viceprimar la domnului Cristi Alexandru. Inițiatorii domnul Agape Murcea, Alex, Corina, Antrofie Marica Loredana, Brânzariuc, Adrian, Buzdugan, Vasile, Elena, Chiuche, Florian, Constantin, Natru Nicolae, Fricența Ordeana, Lazar Aurel, Emil Lenaru, Martin Ștepanul Elena Pașcu, Populaia Elena, Sergentul Adrian, Stanu, Pani, Martu, Puzdazul, Cipriani. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Onești. Inițiatori Agape Mircea, Alex, Corina, Antrofie Marica Loredana, Brânzariuc, Adrian, Buzdugan, Vasile, Elena, Chiuche, Florian, Constantin, Natru Nicolae, Fricența Ordeana, Zărole, Fernal Ieneț, Martin Ștepanul Elena Sergiu-Fatiazca, Pașcu, Populaia Elena, Sergentul Adrian, Stanu, Salinaz, Puzdazul, Cipriani. Votăm ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Bun. Trecem la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre prin care se ia de încetarea mandatului de viceprimar al domnului Cristi Alexandru. Alexandru, domnul secretar. Reverea constatator. Având în vedere prevederile articolului 9, aliniatul 2, litera H, indice 1 și aliniatului 4, articolul 12, aliniatul 3, din legea 393 pe 2004, privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, instituția prefectului județului Bacău înaintează ordinul 121 din 11 mai 2016, emis de către prefectul județului Bacău, privind constatarea încetării de direct înainte de expirarea datei normale a mandatului domnului Alexandru Cristian, consilier local în cadrul Consiliului Local al Nicităuiești de Bacău, precum și declararea mandatului a locului de consilier local. Pe care de consecință, Consiliul Local va lua de încetarea mandatului de viceprimar al domnului Alexandru Cristian, ca urmare a încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a cartelului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Nicităuiești și va declara vacant locul viceprimarului. Încetarea de drept a mandatului de viceprimar se constată de către Consiliul Local prin hotărâre. Deci, în care de prezentul referat constatator. Nu, nu, atât. Discuții? Da, domnul Cristian. După aproximativ un an de zile în care am fost investit cu votul de încredere al Consiliului Local pentru a ocupa funcția de viceprimar cu atribuții de primar, după o ședință în care joi am luat atitudine împotriva proiectului care, din punctul meu de vedere, bulversează învățământul și sportul oneștean, iată că primesc această decizie din partea prefectului, un ordin al prefectului care este legal, un ordin care mă anunță de încetarea mandatului. Cu ghilimele spun că mă bucur într-un fel de un drept de exclusivitate, pentru că mai sunt multe persoane care ocupă funcții de demnitar în județul Bacău, care ar trebui să se supună aceleiași legislații și vreau să spun că nu am absolut nimic împotrivă nici cu persoanele în sine, nici cu faptul că nu le-a fost aplicată legea acestor persoane și consider la dimpotrivă că e mai bine până la alegeri să nu se mai, întâmple alte demisii. Dar mă simt un, eu știu, un norocos, ca să spun așa, între ghilimele, al acestui ordin și al acestei decizii. Am fost pedepsit, între ghilimele iarăși, pentru faptul că am decis să duc mai departe un proiect început de domnul Laurențiu Neghină, un proiect politic în care cred și pe care îl voi duce mai departe și după data de 5 iunie. Sunt aici astăzi pentru a vă solicita două lucruri. 1. Proiectul de joi. Consider că acum nu mai este motivat, consider că acum nu mai este niciun pericol de politizare al evenimentelor care se vor desfășura în următoarea perioadă. Și vă rog să-l regândiți și să-l repuneți pe ordinea de zi într-o formă în care el să poată fi aprobat în mod legal și oportun, astfel încât să producă efecte pe termen lung. Și mai apoi, vă cer ca astăzi să alegeți un primar, un viceprimar cu atribuții de primar, care să ducă mai departe numeroasele acte care trebuie luate deciziile de primar care trebuie semnate în comunitate pentru a nu pune în imposibilitate plăți, proiecte, ajutoare sociale, certificate de urbanism, de construire și așa mai departe. Vă mulțumesc celor care ați înțeles să colaborăm în ultimele 11 luni. Vă mulțumesc și celor care ați avut de multe ori opinii potrivnice și chiar uneori gratuite. Le-am primit ca atare, m-au întărit și mă fac să fiu mult mai puternic și mai luptător pentru a duce mai departe proiectul politic în care am început. Vă mulțumesc! Da, mulțumesc, domnul Abic. Din păcate, constat ceea ce se vede cu ochiul liber și ușor de altfel, că tendința de a ne victimiza se perpetuează de la unul la celălalt. Înțelegeți cine este unul și cine este celălalt. Aș fi, practic, sunt dezamăgit, să nu spun altfel. Aș fi preferat un gest de onoare și măcar în acest moment, în al 12-lea ceas, și să nu mai facem, eu știu, trimiteri către partide politice, prefecți și, eu știu, anumite acțiuni pe care le-ați făcut în trecut și le invocați ca un motiv al unui act perfect legal, pe de o parte. Referitor la proiectul de joi, n-ați menționat că erau mai multe care dintre ele, tot un proiect inițiat de unii colegi de din alt partid politic la Bacău, prin care se intenționa a se remunera, să spun, se face un gest către persoanele ce au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Biroul Electoral Central a spus un lucru clar. Nu se poate. Este mită mascată electorală, domnul fost viceprimar. Și nu vreau să ne tărăți în chestia asta pe noi, care unii dintre noi avem și șanse să devenim primari și suntem și obișnuiți să respectăm legea. Haideți, vă rog, apreciez lucrurile pozitive care s-au întâmplat în ultimul an. Sunt și foarte multe lucruri de criticat și nu vreau să intru aici în detalii, dar dacă mă obligați să o fac, o să o fac și acum și pe viitor, referitor la cum au înțeles unii să susțină învățământul și cultura. Din câte știu, și cred că știu mulți, Biblioteca Municipală nu mai poate funcționa în Parlament. Muzeul de Istorie, Sala Polivalentă. Știu ce o să spuneți, proiectele vechi, așa au fost făcute. Dacă știți, atunci ce mai vorbiți? Păi vă spun că a trecut un an de zi, din decembrie până acum, nu s-au obținut avizele. De asta vă spun, pentru că altfel nu vă spuneam. Credeam că spuneți din 90 și ceva de când s-au făcut clădirile, că nu s-au obținut avizele. Nu, eu discut ceea ce se întâmplă pe mandatul fiecăruia și vreau să vă spun că din decembrie, de la tragicul eveniment până astăzi, nu s-a rezolvat problema vis-a-vis de avize la decurs. Eu înțeleg și neputința unora. Faptul de a face un simplu demers nu este suficient. Noi vrem să beneficiem de toate aceste locații și să ne bucurăm de ele. Mai ales instituțiile de învățământ, tinerii, profesorii, să desfășurăm acea gală nu cu 300 de persoane care să participe în cinematograful Capitol, ci să beneficiem de o participare de 2000 de locuri, cum a fost ultima dată, ultimul eveniment de acest gen. Eu nu vreau să intru cu dumneavoastră acum într-o polemică, dar nici nu pot fi, eu știu, să nu iau atitudine vis-a-vis de motivele pe care le invocați, vis-a-vis de ceea ce vi se întâmplă dumneavoastră astăzi. Ceea ce vi se întâmplă pentru că ați fost ales pe un partid politic și candidați de pe alt partid politic. Este clar. Despre asta este vorba. Eu altfel nici n-aș mai fi intrat în niciun fel de detaliu, dar mă obligați, mereu atingând, mi se întâmplă pentru că și datorită. Nu, vi se întâmplă datorită unei decizii pe care ați luat-o dumneavoastră personal. Sau cel puțin așa cred eu, dacă va întrumat cineva să face genul ăsta, cred că e mai puțin meritoriu pentru dumneavoastră și mai bine haideți să o lăsăm așa. Vă mulțumesc. Dar nu vreau să duc nicio mai departe dialogul, dar mă simt obligat să răspund la câteva chestiuni. Nu am contestat în niciun fel legalitatea prefectului și nu vreau să mă victimizez, vreau doar să spun că sunt singurul beneficiar până în momentul ăsta din cunoștințele pe care le am în județ de aplicarea acestei legislații. Iar referitor la clădirile la care faceți referire, cred că domnul Leonardu poate să vă spună foarte bine de ce nu a obținut dumnealui din prima zi când ne-a dat în folosință avizele pentru aceste clădiri, ca să nu fie nevoie astăzi să cheltuim alți bani și să le ținem și blocate pentru câteva luni de zile. Da, domnul Leonardu. M-a tăiat. A scos mufa, domnule. Crezi că e problemă de mufă. Ce înseamnă să ai că secretar? Asta e, un secretar valoros, care a văzut tot ce s-a întâmplat în orașul nostru. Este, poate, unic orașul nostru, prin aceea că într-un mandat vin doi primari. Unul cu o berea, bifă la BAC, nu? Situație gravă. Traseist și el de apă. Da, e treaba. Și al doilea primar, care, un traseist, atât de pot să-i reproșez nimic domnului Cristian, dar a plecat în timpul în care dumneavoastră trebuia să-și ducă până la sfârșit obligațiile care și-a asumat prin jurământul făcut în fața Consiliului Local și a cetățenilor în orașul nostru, s-a mutat la un alt partid. De ce? Era mai importantă această mutare sau sacrificiu pentru cetățeni, pentru bunăstarea acestora, pentru lucrurile pentru care a fost ales? De ce are? Cred că este o lipsă de maturitate și responsabilitate în a aborda actul politic atunci când ești pus într-o asemenea funcție. Funcția aceasta se pare că pentru unii au avut pădărie prea mare. Sau, spuneau ieri unele personaje, dacă ne uităm ce a fost la Iași, căciulă prea mare. Deci trebuie să avem în vedere faptul că, de fapt, se respectă un act normativ, se aplică legea și ea trebuie pus în aplicare. Mai departe, dacă cineva crede că și-a schimbat ideologia, de la UNPR la celălalt partid, atunci este o chestiune care privește pe dânsul și sacrificiile pentru persoana în cauză sunt în vigoare. Dar nu știu dacă dumneavoastră v-a mai întâlnit cu un asemenea mandat. Cel puțin nu ducea până la capăt la cel încredințat. Aceasta este chestiunea și noi dorim succes în celelalte chestiuni, lucruri. Și în legătură cu obținerea acelor avize, vreau să vă spun că toate aceste unități, și biblioteca și sala polivalentă, erau avizate după normele vechi. Și erau funcționale și puteau să meargă în continuare. Dar 6 luni de zile, când s-au modificat aceste norme, trebuiau imediat corectate și aduse la ceea ce se cere. Este lipsă de respect față de cetățenii municipiului, față de cei care poate ar fi avut dorința de a face gala învățământului oneștean cu finalitatea acolo și marșul tinerilor respectiv să se facă în aceeași sală și alte competiții sportive care sunt blocate. Nu numai acolo, cât și la cinematograful capitol și dincolo la biblioteca municipală. Vă doresc, domnul Cristian, mult succes și toate cele bune. Da, mulțumesc, domnule Naru, pentru dovada tuturor pe care ne-ați dat-o. Am să vă răspund la întrebarea de ce am ales să schimb partidul. Ați adus în discuții ideologii și doctrine, care astăzi în România, din punctul meu de vedere, nu mai sunt respectate de niciun partid politic. Partidele politice mai mult se organizează ca niște grupuri, ca niște organizații, iar ceea ce privește doctrina, cred că este un subiect pe care eu nu am curaj să-l spun în fața vreunui cetățean al municipiului Onești sau al României, ținând cont de felul în care acționează astăzi partidele politice. Iar al doilea motiv este dat de faptul că pun întotdeauna mai presus omul, echipa cu care am lucrat, decât partidul în care am activat. Da. Bun, îmi dați și mie voie că ați vorbit numai pe stânga și dreapta, asta s-a luat deoparte. Am considerat întotdeauna că alegerea domnului Alexandru Cristian ca și consilier local în municipiul Onești nu poate să fie decât un câștig pentru municipiul Onești. Cred în continuare acest lucru. Cred că și ceea ce a spus domnul Lemnaru cu pălăria este adevărat. Din nefericire pentru dumneavoastră, cred că trebuia să vă mai coaceți ca să ajungeți în această funcție. Nu este numai dorința dumneavoastră, ci este și dorința altora de a vă fi pus în această poziție. O dorință pe care o respect la un moment dat, dar cred că a fost o greșeală. Știți, există o vorbă cu fata mare și cu apa de izbor. Amândouă sunt pure la început, până când le baci într-un pahar murdar. Și atunci se murdăresc. Cred în continuare că puteți fi un bun consilier local. Și aveți toată viața în față și toată tinerețea pe care ați dovedit-o ca să puteți să faceți ceva pentru municipiul Onești. În altă ordine de idei, domnul Gânachiu, văd că vă, domnul consilier cu atribuții de viceprimar, văd că vă, tot vă atacă, ceea ce iar nu este corect, pentru că de 26 de ani e aceeași formațiune la conducerea orașului. Și nu cred că puteți moralmente să spuneți cuiva că n-a făcut ceva pentru orașul ăsta. Ați avut o funcție de viceprimar și apoi de consilier local cu atribuții de viceprimar, care vă dădea dreptul să vă implicați în administrarea orașului. Dacă nu ați făcut acest lucru, nu trebuie să acuzați pe nimeni de treaba asta. Repet, ați avut un mandat de 4 ani fără 2 săptămâni în care ați condus municipiul Onești în echipă, da? Nu puteți să-l acuzați nici pe domnul Neghină, nici pe domnul Cristian, nici pe altcineva, că nu a făcut ceva pentru municipiul Onești. Dacă aveți ceva să vă reproșați, trebuie să vă reproșați în primul rând dumneavoastră. Domnule Cristian, nu pot decât să vă doresc succes în viitorul dumneavoastră. Nu știu dacă politic. Poate aveți aptitudini pentru altă zonă a societății civile. Dacă vreți să fiți într-adevăr un politician, mai mic sau mai mare, un politician pentru municipiul Onești, cred că trebuie să vă revizuiți prioritățile și oamenii. În ceea ce privește de echipa cu care ați pornit la drum, da, ați pornit și cu mine la drum. Da, am crezut că putem face ceva. Dar la momentul în care am observat că, de fapt, primarul ales de municipiul Onești face administrație tot cu PSD, deja atunci mi-am pus multe întrebări. De ce am ales să fac parte din echipa dumneavoastră? Mult succes mai departe! Dați-mi voie, vă rog, să răspund, pentru că am fost numele, am fost invocat. Tot numele, funcția, domnul! Nu, și numele, a spus Gânachiu Nicolae. Vreau să uitați cam repede ce spuneți în comparație cu mine și ați mai demonstrat ceva. Ceea ce vreau să vă spun este că mă bucur, la fel ca și colegul meu, de votul pe care mi l-ați dat în 2012 mie și apoi și dânsului în 2015. Atunci când ați dat votul domnului Gânachiu Nicolae pentru a ocupa funcția de viceprimar, cred că erați conștient de ceea ce faceți și mai ales realizați din ce partid politic fac parte. Faptul că și dumneavoastră... Da, am crezut o reformă. O să veniți cu o reformă. Faptul că și dumneavoastră faceți un lucru de care vă deziceți, nici asta nu mă surprinde, pentru că... Sunteți obișnuiți să vă dați demisia și să vă răzgândiți după 10 minute. Caracterele oamenilor se analizează și se pot vedea în timp. Sunt aceeași persoană din 2012, mă refer, bineînțeles, nu vorbim aici de evoluție politică, administrativă sau intelectuală a fiecăruia dintre noi, sau involuție la unii dintre noi. Consider că am fost un partener loial echipei din care am făcut parte. Știți și dumneavoastră, sau dacă nu știți, întrebați-l pe domnul Florian când sunteți într-o ședință, care sunt atribuțiile primarului și a viceprimarului și vedeți ce performanțe administrative poate să atingă un viceprimar în funcție. Am susținut toate proiectele bune pentru Onești și am și felicitat public, chiar în ședința de noi, acele proiecte care au fost bune pentru Onești. Nu vreau să intru într-o discuție, să vă spun ce a făcut PDL-ul pentru țară. Și din PDL ați intrat într-un PNL care nu mai e PNL. Ce ați făcut pentru pensionari și declarații făceau liderii dumneavoastră politici vis-a-vis de pensionari. Eu nu v-am întrerupt, nu vă supărați. Domnul Martin. Vorbiți, faceți declarații ce vreți. Păi dați dovadă, vă rog frumos, cel puțin de educație. Înțeleg că sunteți ingineri, nu zic de consimț. Eu nu v-am întrerupt o secundă cât ați vorbit. Deci dați dovadă sau caracterul văiese la suprafață în anumite momente și într-un mod tragic pentru noi. Pentru oneșteni mă refer. Nu uitați ce a făcut PDL-ul pentru țară. Toate beneficiile acestea, lucrurile foarte bune. Au tăiat pensiile, au diminuat salariile la bugetari și au făcut numai nedreptăți. Aruncați mereu cu noroi și v-am spus, niciodată n-am aruncat până în momentul în care ați atacat. Niciodată n-am avut o atitudine așa cum aveți dumneavoastră, nici în Consiliul Local, nici în altă parte. Spuneți că sunteți un om mai matur decât unul și decât celălalt și că aveți o activitate politică mai generoasă și mai bogată decât noi. Vă rog frumos, dați dovadă, nu doar invocați lucrul acesta, sunteți un vechi consilier local și comportați-vă ca atare, vă rog frumos. Nu mai jigniri în fiecare ședință, nu mai atacuri la persoană și nimic constructiv. V-am întrebat și eu, cum ați întrebat și dumneavoastră, că am fost viceprimar acești 4 ani și să nu dau vina pe nimic din ceea ce s-a întâmplat, acum mai ales pe colaboratorii mei. În momentul în care v-ați dat demisia din funcția de președinte de Consiliul de Administrație de la spital, v-am întrebat și eu, domnule, un raport nu face, să vedem și noi activitatea dumneavoastră. Știți ce mi-a să răspund? Că eu vă spun, țin minte tot ce, cam tot ce se întâmplă. Lasă, domnule, n-am putut să fiu nimic. Am fost pus acolo marionetă și mi-a dat demisia că nu puteam face nimic. E să știți că am făcut lucruri în Onești atât cât am putut. Dar ca și dumneavoastră nimic, dacă făceam nimic, nu cred că era în regulă. Da? Vă mulțumesc foarte mult. Pentru că tot ați adus discuție de ce a făcut PDL-ul cu pensii, spuneți-ne și ce a făcut PSD-ul cu platforma petrochimică. Tot. Terminați discuțiile și asta. Vă spun că PSD-ul în perioada aceea nu era la guvernare, unul. Dacă nu știți că n-a fost PSD-ul la guvernare, dar vreți să vă fac un istoric, așa, începând din 90 până astăzi. Și o să constatați cu multă surprindere că a fost foarte puțin la guvernare PSD-ul. Nu e extraordinar. 2000-2004, da? 2012-2015, foarte puțin. Iar tot ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat datorită PSD-ului așa cum invoca și uitați ce a spus Băsescu când a venit și îl susțineați, aplaudați cu, nu cu 2, cu 3 mâini, cu rafo-jafo. Aici o să arăm și nu o să mai fie industrie, o să fie terena Arabiei. Da. Un personaj pe care l-ați susținut și pe care l-ați apreciat în mod deosebit. Are dreptul la replică domnul Lemnar, după care doamna Pașcu Elena. Eu vreau să spun doar o singură completare și anume că de-a lungul anului am avut 4 viceprimari. Dar conform legii 215 administrației publice locale, viceprimarul este subordonat primarului. Și ca să fie o bună colaborare în a duce la îndeplinire programele și ale unuia și ale altuia, trebuie să știți că totuși aia bună, ultimul cuvânt îl are primarul. În momentul în care se rupe această colaborare între ei, este haos și lumea are de suferit. Și cu domnul Munteanu, primul viceprimar prin 94-96, și cu domnul Negoiță până în 2008, cu domnul inginer Florian, și de asemenea cu domnul economist Șova. Cu toți am avut relații foarte bune și chiar am avut discuții cu domnul Șova de multe ori și băi, mă duc la ședințele de partid și acolo mă tot freacă ăștia de ce nu impun eu problemele care sunt. Băi, tu trebuie să înțelegi că regulile sunt foarte clare. Trebuie să promovăm problemele care sunt necesare orașului. Că unele sunt mai de stânga, altele sunt mai de dreapta, dar de fapt se cheamă administrație. Și a fost o echipă, așa și aici. Nu cred că o scuză lui Bernard. A fost o echipă și ei. Au lucrat atâția ani de zile. Și lucrul acesta, mă bucur, de exemplu, că s-au continuat proiectele cu fondurile europene atrase în municipiul nostru. Cele 550 de miliarde, dar e un lucru foarte bun. Și atunci trebuia să se facă puntelul, trebuie să meargă înainte, nu să fie abandonate, chiar toate. S-au mai abandonat, nu e de mele. Dar pe ansamblu s-a respectat legea și eu cred că și următoarea structură de administrație a orașului, dacă nu va fi, să spunem, o singură echipă guvernamentală pe un singur partid, trebuie să găsească căile de conlucrare pentru ca orașul să fie administrat, cetățenii să fie mulțumiți, dar libertatea de exprimare, de a spune puncte de vedere și tot ce ai în legătură cu ceea ce se face în oraș, trebuie să ai conform Constituției României și a drepturilor omului. Mulțumesc! Doamna Pașcu Elena Populare. Și a început domnul Cristi a luare de cuvânt. subliniem faptul că la numai o zi după ce a avut intervenție legată de desfășurarea galei învățământului la nivelul municipiului Onești, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat cu Ordinul Prefectului. Ședința de Consiliu Local a fost pe 12 mai, Ordinul Prefectului a fost emis pe data de 11 mai. Așa că a fost cu o zi înainte, nu a fost după. Puteți rectifica, cred că și pe pagina dumneavoastră, pentru a nu induce în eroare cetățenii acestui oraș. Da, eu fac că la momentul când mi s-a comunicat. N-aveam de unde să știu de limitele în avans. Nu, acum le știți, nu are sens să mă insistați. În al doilea rând, eu sunt cel mai nou consilier. Am un mandat de un an de zile în acest Consiliu Local. Mi-ar fi plăcut ca în acest an de zile să văd că toți consilierii locali fac echipă, indiferent de partidele politice pe listele cărora au fost desemnați. Este normal ca fiecare dintre noi să conștientizăm și să ne responsabilizăm. Să știm că suntem numiți aici, suntem aleși de către cetățeni pentru a fi în interesul oneștenilor. Cred că toate certurile astea și s-a întâmplat, da, și de-a lungul ședințelor de Consiliu Local, ca și eu să am intervenții și să critic ceea ce se întâmplă la nivel local. Dar eu cred că dacă fiecare dintre noi ne-am responsabilizat mai mult și am încercat să facem echipă și să gândim în beneficiul orașului și al oneștenilor, fără a ne gândi niciun piculeț la alte lucruri, la partidele din care provenim. Cred că lucrurile ar merge mult mai bine și Oneștiul acesta ar începe să crească, să evolueze. Cred că nu e cazul ca în această ședință să ne reproșăm ceea ce s-a întâmplat sau să vă reproșăm ceea ce s-a întâmplat în acest mandat. Știm cu toții că lucrurile n-au fost n-au mers în direcția cea bună. Sunt lucruri pe care le constată și oneștenii, toată lumea crede că e mizerie pe străzi, că nu s-au creat locuri de muncă, că orașul să evolueze, involuează. Nu facem aceste lucruri în această ședință. Este normal ca tot ceea ce se întâmplă acum să vă responsabilizeze mai mult și pe dumneavoastră, să ne responsabilizeze mai mult și pe noi și să încercăm pe viitor, pentru că oricum este un moment de cumpăna, așa suntem oricum o lună de zile înainte de alegerile locale. Cred că fiecare dintre noi ar trebui să înțeleagă că interesul nostru este acela de a fi în slujba cetățeanului și de a face ca acestui oraș să-i fie mai bine. Și nu să ne certăm aici și să venim și să ne reproșăm ce am făcut și ce n-am făcut. Cred că dacă ne-am mobilizat în direcția cea bună, lucrurile ar merge mult mai bine pentru fiecare dintre noi, n-am mai avea energii negative, n-ar mai vede lumea de noi să ne certăm în ședințele de Consiliu Local. Dacă am reușit în mod solidar să ne unim forțele și fiecare să vină cu ideile lui, eu cred că lucrurile ar putea arăta mult mai bine decât arată la acest moment în acest oraș. Mulțumesc! Da, și eu sunt de părere că ar trebui să ne abținem să mai luăm cuvântul doar de dragul de a vorbi, mult prost și de geamă. Da, bine. Este de bun simț, domnul Cristi, v-am spus-o de ședința trecută. Deci de fiecare dată când mă cer cu câte un personaj care deține funcții de conducere a acestei unități administrative teritoriale, știți ce se întâmplă. La următoarea ședință... Eu nu mă cer cu nimeni și așa de bine mi este. Degeaba, dumneavoastră vorbiți degeaba. Cred că a fost o replică la atitudinea pe care o aveți dumneavoastră. Intervenții dumneavoastră sunt oricum nesărate și nevitorate de fiecare dată. Da. Mulțumim frumos. Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abținem. Da, vă mulțumim frumos. Trecem la proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Onești. Are cuvântul domnul secretar. Cred că îmi permiteți să citesc toate expunerea de motive ca să nu le știu. Doamnă și domnul consilier, potrivit legii 215 administrației publice locale, viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor în funcție de rândul membrilor acesteia. Prin hotărâre, Consiliul Local ia încetarea mandatului de viceprimar ca urmare a încetării de drept înainte de expirarea mandatului normal a calității de consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Onești. Conform regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, propunerea de candidat se face de către grupul de consilieri, de către Consiliu sau de către primar, iar alegerea se face prin vot secret. Este declarat viceprimar candidatul care a obținut votul majorității consilierilor în funcție, atenție, deci minim 10 voturi, orice va fi consemnat în hotărârea Consiliului Local. Pentru aceste motive vă rugăm să aprobați proiectul de potrivit rezultatului votului secret ce va urma. Da? Raportul special. Din în prefectul Bacău 121/2016 se constată încetarea de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului domnului Cristi Alexandru, consilier local în cadrul Consiliului Local Onești, cu consecința încercării calității de viceprimar. Potrivit articolului 57 alineatul 3 din legea 215, viceprimarul este ales cu votul majorității consilierilor locali în funcție din rândul membrilor acestuia. Articolul 11 din regulamentul cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale prevede că Consiliul Local alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv pe viceprimar. Alegerea se face prin vot secret. Propunerea de candidați pentru alegerea viceprimarului se face de către oricare din consilieri sau de grupurile de consilieri. Având în vedere prevederile legale invocate privind alegerea viceprimarului, precum și cele prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Onești, aprobat prin HCD 42/2011, precum și faptul că proiectul de hotărâre propus analizei și aprobării este promovat în urma încetării de drept și înainte de expirarea duratei normale a calității de consilier local a actualului viceprimar, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre potrivit rezultatului votului. Da, mulțumim. Comisia sau... Comisia juridică. Comisia juridică. Atunci să trecem la propuneri. Eu îl propun pentru a ocupa funcția de viceprimar cu atribuții de primar, pe domnul Buzdugan, Vasile. Domnul Buzdugan, sunteți de acord? Da. Alte propuneri? Da, spuneți. Din partea Partidului Național Liberal, vreau să propun pe Ciprian Zarzu. Este un membru al Partidului Național Liberal care a dat o dovadă de consecvență de-a lungul anilor. A fost un membru credincios, a fost un membru foarte activ în cadrul Consiliului Local, a venit întotdeauna cu inițiative foarte bune și apreciez că dacă acesta ar prelua la acest moment funcția de viceprimar cu atribuții de primar, s-ar câștiga oarecum un echilibru. Cred că acesta și-ar da silința ca în momentul, imediat după momentul în care ar fi numit în această funcție, să facă în așa fel încât toți cei care sunt angajați în primărie sau ai de PP-ului să muncească doar în cadrul acestor minte, să nu mai facă campanie electorală. Și cred că ar fi util să dea și unui audit, să fac o licitație în vederea organizării unui audit pentru a vedea cum stau lucrurile la acest moment în primăria municipiului Onești. Deci am înțeles. Din punctul nostru de vedere. Da. O propunere echilibrată. Domnul Zarzu, sunteți de acord? Alte propuneri? Bun, haideți să facem atunci comisia de... Da, și apoi o pauză să respect mai departe. Da. O să ne trebuiască cu 3 persoane. Ok, fie... Da, spuneți. O singură propunere sau că să fac în bloc? Puteți să faci și în bloc. Aș propune domnul consilier Sergentul, domnul consilier Martin și domnul consilier Brânzariuc. Da, sunteți de acord, domnul Brânzariuc? Da? Domnul Sergentul? Domnul Martin? Da. Bine. Pauză de 5 minute pentru tipărirea buletinilor. În fine, procedura de vot este pe înscrierea capilei cu da pe chenarul unde este scris numele pe care dumneavoastră doriți să-l votați. La intrarea în sală, cine dorește pentru confidențialitate, este o cabină de vot improvizată, după care se depune în urnă buletinul împăturit. O să dau ștampila pe cele două fronturi. Vă rog să o dați din mâna mea. La noi ștampila e cu cine deja votăm. Buletinul e gata votat. Inițial. Inițial. Nu văd, vedeți că a dat anumite buletine în partea aia. Gata votat. Dar s-a dat înapoi pe aia. Nu, nu greșești. Ștampilul e gata votat. Dom'le, dar nu știu ce votat aici. Spui da. Da. Dom'le, s-a terminat cu dat de mult. Da. Da, dom'le. Arența a dat 100.000. Nu suntem la vot. Așa, dom'le. Putem începe să depunem, da? Băi, Marius, ce-ați văd? A fost un lucru. Ești în alt. Nu, nu, nu. De vreme acasă. Loredana ia spus tanca de la cum se merge. Dacă sunt buletini. Contează cum vrei, că să-ți face. Hai cu buletini, eu ăla-i. Cu ștampila de vot în exterior. În exterior. Asta ca tu, nu știu, nu știu, nu știu. Mai e unul care mai are de depus? S-a terminat votarea. Rugăm comisia să... Are 11 voturi, domnul Zarzu Ciprian 5 voturi, total de voturi 16, care sunt și valabile exprimate, tot 16. Vă mulțumim, domnul Buzdugan, și așteptăm și unde noi. Pot vorbi și de aici. Sunt același și acolo și aici. Înainte să vorbesc dumneavoastră, aș dori să vă felicit în primul rând. Este o propunere făcută de mine imediat după ce am aflat că mandatul de consilier a domnului Cristi a încetat. Mi-am asumat în calitate de președinte PSD această decizie din două motive. Primul motiv, nu am dorit personal să ocup această funcție de viceprimar interimar, pentru că politic eram foarte atacat, sunt sigur, în urma unei astfel de decizii. La fel, nu am dorit ca niciunul dintre consilierii PSD să ocupe o astfel de funcție. Și am crezut și cred și acum că domnul Buzdugan este cea mai bună nominalizare și formulă în această perioadă, în acest interimar. Două raționamente, sau cel puțin. Este o persoană serioasă, o persoană echilibrată, o persoană care nu s-a angajat în examenul politic din 5 iunie 2016, și o persoană care cred eu că va putea gestiona în parametrii normali buna funcționare a primăriei municipiului Onești. Încă o dată vă felicit, domnule Buzdugan, și îmi pare rău că am ajuns sincer în acest moment, când trebuie să alegem pentru a doua oară într-un an de zile un viceprimar cu atribuții de primar, dar sunt toate aceste decizii sunt independente de voința noastră, ca să nu spun altfel. Succes în acest scurt mandat. Sunt sigur că veți face o treabă bună. Deja să știți că astăzi, înainte de undeva la ora 9, am convocat toți șefii de departamente din Primăria Municipiului Onești și am rugat ca în această perioadă să vă susțină necondiționat pentru buna funcționare a primăriei. Încrederea cetățenilor în Primăria Municipiului Onești trebuie să fie una, așa cum ne dorim toți politicienii, una bună. Trebuie să muncim pentru acest lucru și trebuie, vă recomand, să fiți persoana pe care o cunosc, adică echidistant în această perioadă și să faceți o treabă bună. Felicitări și succes! Mulțumesc! Da, doamna Pașcu. O să vreau și eu să felicit domnul Buzdugan, pe colegii de breagă, colegii de Consiliul Local. Sper că în acest scurt mandat să aibă maturitatea de care a dat o poată în general, să facă în așa fel încât lucrurile să meargă bine în această primărie. O remarcă în ceea ce privește tot ceea ce s-a întâmplat în ședința de Consiliu de astăzi, am văzut că v-ați certat înainte de vot, dar la vot v-ați împăcat, a fost foarte bine. Da, ce să spun, succes, domnule Buzdugan, și putere să puteți îndeplini mandatul în folosul Oneștenilor. Da, mulțumesc. Dacă îmi dați și voi să vă spun și eu câteva cuvinte. Poftiți? Da. Nu contează cine mă înjură și cine mă laudă. Pentru că începând de astăzi până pe 5 ianuarie sau 3 săptămâni. Și n-am bună pocită. Până pe 5 iunie 2016, deci mai sunt 3 săptămâni. Într-un interimat atât de scurt, doamna... mai aveți și 2 săptămâni după. 3 săptămâni. 2-3 săptămâni. O lună, doamnă. Într-un luni de zile ca interimat, nu poți face mare lucru. Nici achiziții publice, doamnă, nici audiți la încearcă, mă spun dumneavoastră. Puteți fi... Procedura nu îi permite, doamnă. Deci, începând de astăzi, până pe 5 iunie la ore 24, voi fi interimat. După 5 iunie, după ore 24, noaptea, eu voi aparține trecutului, doamnă, da? Sigur, în noaptea aia vor fi alte vorbi, alte persoane. Ați vorbit acolo? Da, nu. Doamne ferește! Vezi? Că m-am spus la trecută, că nu spun un cuvânt. Mereu faceți. Bun, și atunci eu mă voi strădui să dau echilibru acestei campanii electorale. Nu vreau ca cineva să furi ștartul în anumite momente. Da? Asta este obligația mea. Să nu dau voie să se facă, cum s-a mai făcut și în alte dăți, cum consilieri liberali la referendumul Băsescu stau la porțile școlilor să-mi spună mie cum să-mi dau votul. Dacă lumea era tărăceanul la putere. Așa că nu voi fi un factor de echilibru în Pașcu. Vă promit lucrul ăsta. Vă mulțumesc la toți. În schiere de glumă, dați-mi voie să vă fac o mică recomandare, pentru că administrativ cred că pot să o fac. Aveți un mandat de o lună și o săptămână. Sper că nu veți angaja pe banii publici 2 consilieri personali în perioada asta care să vă susțină. Domnul Vici, colegule, fiecare treaba, o să duc în spate și munca singur. Bravo! Da? Bun, cu acestea știți că s-au luat.